Salutare, dragi tovarăși, bă, deschide dracu ușa și bine v-am găsit la un nou episod de Wolfenstein. Bă, m-am uitat în stropul ăla, nu știu când pun clipul ăsta, dar ce vreau să zic, m-am uitat în stropul și am văzut că doar vreo două voturi a strâns Wolfenstein, săracu, Call of Duty a rupt, după aia avem GTA 4 și Far Cry 3. Bă, de unde dracu? La mine că v-a spus la până acolo. Hai, luați gloanțe și tățet. Grozav, încep să mă bâlbâi. Am băut niște țuică și cred că de asta. Și puțină bere, cam așa fac eu dacă combin din astea. Eu nu sunt consumator de alcool, dar mai ciuburesc, mai ciupesc câte un pic când am ocazia și cam așa fac în general. Ăsta nu mai moare odată. Dacă mai tragi undeva, mor și tu. Deci la arma asta trebuie să-i pune apărat riculul mai mic. Și iarăși încurc buton. Ah, pot să intru aici. Sau aici trebuia să vin, nici nu știu. E, măcar și-a dat checkpoint. Bă, pare a fi interesant locul ăsta. Și fără să vreau am văzut ușa aia. Hop! Collect de gold. Mai ceva de lutat, văd că nu. Ce i-am dat-o în căpău? Du-te, blașcău! Bine că și aici pot să încarc așa din alergare. Stai mă, pe unde trebuie să merg? Așa drept. Așa. Stai, mai trebuie să mă întorc acum? Ciudat. Deci pe la tankul ăsta belit trebuie să merg. Ma, și acum bate soare la mine în cameră și nu mai văd nimic. Da, pe aici trebuie să merg, se pare. Ia încarcă. A, ăștia-s cu mine. Ce două ăștia cu rachete? Nu-mi dau seama de unde vin rachetele alea. Hai că am plecat. Hai să mă duc aici unde merg, dacă trebuie să merg. Trebuie să intru în casa asta? Se pare că da. Ok, deci am intrat într-un spital. Cred că am intrat la spitalul nou. O să vină acum un nebun și o să ne dea și o să încerce să ne taie cu o siringă. Nu știu de ce mi-am imaginat scena asta și nu pot să dau skip, văd. Gata, am putut să dau skip, bun. Și am văd că astea intrate sunt moarte acolo, văd că se fac niște experimente. Pe ăsta nu pot să-l dilesc. Nu pot să intru pe aici. Ei, eu tot îi omor, nu-mi pas dacă sunt mai bun sau răi. Eu închep să omor aici, ia. Dă-mi cu asta. Intel i5. Și acum, ia. Ceva în dulăpuioarele astea, ceva ne putem băga și noi ca în autele astea. Pare că nu. Văd că niște conserve de alea, cutii de mâncare chinezească. Că pe aici nu-i nimic, ia. Ghiulele mai am? Nici ghiulele, nici din asta nu mai am. Mai am MP40 măcar. Dacă parcă lucește ceva pe aici. Uite. Ni. Încă o leacă de gold. No, dar nu văd nimic, stați un pic să... Ok, văd că fugă ăștia pe acolo. Ce-ai mă, ce-ai? Opa. Atal dracu soldat. Las că ne folosim de abilitățile alea și-l dilim. Hai, mă dăm cu intelul ăsta. Gold văd că nu prea e. Am dat monitorul mai tare că îmi bate soarele aici în cameră și mai văd nimic. Ok, ci sunt asistentele astea dilite. Pe 4 opream timpul, mă rog, făceam să mă mișc mai repede. Cârje, nu știu ce. Uite, gold.
Ce bubui peretele ăla. Ia mai ceva prin dulap, dulapurile astea. Și asta vă că... trag în lacă, nu se distruge, ok. Ușile astea văd că sunt blindat, geamurile de fapt. Ce nu-i nimic. Și acum vine unul și omoară. Uite, gold. Să aștept să apară ăsta pe acolo. Trebuie să mă forțez. Ii mă, cât aur găsim. A, trebuie să forțesc născutul. Și ăsta de oprit timpul. Bun, deci le-am dat jos scutul. Și acum... mă, ce e aici? Mai luați de aici grenade atunci. Ce l-am de lui grenada aia. E mișto cum sare borșul din inamici în jocul ăsta, cum mi-a scris toată cineva în comentarii. Bă, ce sare borșul din ei sau ceva de genul. Cum ziceam, iată ce sare borșul. Nu știu, dar suna mișto. Sare borșul. Ia, opa, de aici au gloanțe. Înțeleg că trebuie să intru pe aici. Ia zău, măti. Bă, ăsta de unde dracu vine? A, uite-l! Dumnezeu, mă. Fuck you! Ce pizda, măsi! A, trebuia să folosesc ca să încetinesc, ok. Jocul ăsta e vine ce în ce mai ciudat să-mi bau. Deci are o acțiune absolut ciudat rău. Deci ciudat rău, ciudat rău chestia asta. Dar și interesant în același timp. Ia să mai aud pe dura de sânge. Blocat. Opa! De goldul. M-am dus pe scări, ok. 3, 4. Nu-l văd. Uite-l. De ce n-am mers să trag? Hai, fugi. Stai, mă, schimbă dracu arma. Ce pizda, mă, si trebuie să-i fac. Deci trebuie să stau pe aia să încetinez timpul, să înțeleg, să fug de el, că altceva nu înțeleg. Aoleu, creierul meu începe să nu prea funcționeze, începe să facă figuri. Mă bazam și oată. Dar goldul ăsta totuși, iar trebuie să-l iau. Ceva e că bag viteză, că doar mă ciupește dacă mă fac invizibil. Acum să-l... băgam iaș Daniel de joc. Bă, deci Shanika 4 îmi plăcea la început, până a devenit atât de greu. Și ar trebui să o fac de aici. Bă, deci începe să-mi provoace dureri de cap, să mor eu. Dăm cu goldul.
Și... Acum era bună munții de barma asta, dar nu am. E în față, nu e. Asasinul ca asasinul, dar... Run. Hai, fugi, fugi. Să-ți refaci HP-ul. Și acum, hop. Băi, o-mi bag pula. Efectiv îmi bag. Tu te-ai în rasa, măti. Trebuie să mă ascund de el acum. Stai, mă, că am scutul. Mamă, și activase scutul. Da, și eu sunt idiot. Am uitat că am abilitatea aia cu scut. Mamă, deci 3 failuri până acum. 4. Câte failuri am dat că nici nu știu. Am primit și mesaj pe WhatsApp acum. Bă, dar mereu, cum se face când filmez? Acum, fiind mai frig afară și nu mai țin geam deschis, nu se mai aud căruțele și astea. Acum trebuie să-mi vin mesajele pe WhatsApp. Ăsta-i scutul? Ăsta-i. Dacă acum sunt invincibil. Sau nu? N-are efect scutul! A, ăsta-i scutul. Tot n-are... Ba, da, are. Hai că a avut efect. Da, trebuia să activez scutul ăla. Mi-a luat ceva până să-mi dau seama. Bine că n-a fost nevoie să opresc joc sau ceva să caut. Below, below, dar când... Da, mă, acum trebuie să mă întorc. Ce căcat... Ah, că s-a deschis ușa aia. Dracu, fi... A. Gat, energie făcută. Stai, mă. Pus-o asta cu mine? Ușa asta e închisă. Cred că o să am nevoie din nou de energie. E soldat simplu, credeam că e... A, stai că știu ce trebuie să fac. Așa. So you're a spy. Hai mai că găsi niște cold măcar. De la pioarele astea mai fi? Uite și aici. Hai că îmi fac eu acum update-uri la arme, upgrade-uri, update-uri, mereu le încurc. Că mie că iar vine asasin de la. Nu, nu e asasine de la care le dă scut. E tot la fel de răui. Bun, și-a dat scut. Acum hai să mă dau mai în spate, că rămân și fără gloanțe. Boom. Ce-a încercat ăsta să ajungă la mitralieră? Ia, mai avem ceva de lutat pe niște gol prin dula... Uite aici. E, de nu fac eu niște arme upgradate.
Dumnezeu, mami voastre, stai mă. Hai, încarcă. Shut the fuck up. Ce-i sare borșu? Bă, îmi place că i-am pus baioneta, a fost o idee bună. Primul lucru bun pe care îl fac și un joc ăsta. Și anume, să pun baioneta la o armă. N-a prea mișto sniperul ăsta, e chiar foarte bună arma. Cu tot că are și baionetă și... Nimic de lootat se pare că nu. Luați o grenadă. Ar trebui să-mi folosesc abilitățile, dar nu, nu-mi plac. Sincer, nu știu, mai bine îl făcea fără abilități direct și gata. Shut the fuck up. Ceva de lutat pe aici, văd că nu. Bă, care dă, care trage în mine că îl bag în pizda, măsii. Aia, nu pot să întorc mitraliera până acolo, așa că n-am grenăzi. Ce-o căzut. Hai, dăm cu agloanțele. Bă, dar repede este munția. Aaaa, dar grozav că trebuie să apar și... Ale, dracu, și scut. A, păi stai mă, că e bulangiunile la care le oferă armură. Unde ești, bă, bulangiule, băgate și închis, da, măi? Scutu, măi. Fugi, fugi, fugi. Ok, să schimb arma. N-am apucat să-mi dau armura. E bun scutul, într-adevăr. Dar să apuc să-l folosesc, că... Nu știu, dar sunt obișnuit cu sistemul să schimb armele după cifre, care am Far Cry. Și asta mă enervează. Parcă aici nu era gol, nu? M-am obișnuit să dau după un anumit număr de gloanțe să încarc hit, că am încărcătorul mai mare la pușca asta, ce pușca mea. Nu se rupe cutia asta, văd, a, ba da, s-a rupt. Bun, hai că l-am dilip ăsta și acum vine asasinul. Pe trei era, pe trei era scutul bun. S-am pregătit ăsta. Încă nu se vede. Nu mai apari? Uite-l. Dar se aude ceva ciudat pe aici. Nu-mi dau seama ce. Uite niște gloanțe, văd că nu mai e nevoie de acestea. Dulap nu. Dăm cu energie, bun. Că nu mai avem. Bun, rămâneam și fără gloanțe de pe 40.
Nu mai vin înapoi pe aici. Și mă auzeam unii vorbim și de asta. Ma, deci nu trece glonțul prin ei, bun. Să-ți-o minte asta. Hai, poate termin și eu misiunea asta. Mă, dar deja m-am plictisit. În orice caz, nu se compară cu jocul anterior ăsta. Ăla, Wolfenstein Return to Castle, era mult, mult mai awesome. Trebuia să folosesc o abilitate aici. Și acum vine aia mulți. Sau nu? Văd că nu mai vine aia. S-a lăsat cu ăștia să apară. Bun, deci m-am dus la ăștia. Le-am dat grenada. Uite-i. Aici văd că nu-i duci nicăieri, ai pe aici. Iar vin creaturi din ale. Bun, hai că pot să-mi folosesc abilitățile aici, că era căcatul ăla pus acolo. Deci o mașinărie ceva de oprit pe aici. Azi, nu, trebuie să o colesc. Armă nouă. Ceva de genul era și în Wolfenstein Return to Castle. Una ca asta. Exact la fel era. Tot așa dădeam cu fulgere. Uite, au păstrat ăștia un lucru ce-a fost și în jocul trecut. Asta îmi place. Și văd că nu pot să o încarc pe asta. Și acum trebuie să-mi iau uniformă de asta. A, pe aici trebuie să merg. A, uite un tunel. Vreau că-s grenăzele.
Hai, chiar de mult la grenada asta, uitați aici bucăți de corp uman. Bă, dar nu m-am învățat să dau take down. Run, run. Alea bubuie, nu. Ce-a rămas ar mai în perete? Op. O să bubuie. Nu trece glonțul pe aici, frumos. O să bubuie. Am făcut praf. Văd că ăștia soldați mai periculoși. Folosesc MP43. Rămâne la 40. Cream că sunt asasini. Hai să folosesc asta atunci. Dă și mai mult damage. Și-a rămas fără energie. Uite aici, de aici îmi iau. Hai, încarcă-ți. O, dacă noi putea să car și-o mai multă energie, ar fi frumos. Bă, dar totuși, parcă în Far Cry 3 nu oboseam. Aici văd că obosesc de la prea mult alergat. Dă-te înapoi, dă-te înapoi. Bun, am mai găsit niște gold, ușa asta nu se deschide. Băi, Caldrow aici sau de ce mi fac astea? Împărțesc să plec de aici. Bun. Deci să înțeleg că e foarte cald aici. Păi stai mă că am aici o armă specială pentru ei. Ok, scutul. A fost mișto cum i-a curentat. Nu pot să o încarc? Sper că nu. Hai, deschide ușa. Ia mă ce se întâmplă acum. Every test subject that passes through the portal still returns to us altered. My God, it's the spy. Spionul, îi zice. Nein, Herr Doktor. You will be the one who protects me. No, you will witness just how powerful the Nazi army is. Stai că ne batem cu un boss, se pare. Deci în asta s-a transformat doctorul, frumos. Bă, dar urâi mai să te-a dragul. Câți steroizi ai luat? Copii, nu utilizați steroizi. Deci vedeți ce se poate întâmpla. Bun joc, trebuie să mă bat cu mastodontul ăla.
Da, trebuie să distrug niște chestii, dar nu n-am văzut ce. Vine pe mine, nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine. Fugi, 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 fugi. Astea? Nu astea, cred. Sau... Stai, mă. Astea? Ce trebuie să distrug, că nu pot să-mi dau seama. Destroy the... Astea? A, da, astea, cred. Trebuie să mă pun în calul lui să le spargă. Da, astea trebuie să distruse. Hai, da, hai. Pis, 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 pis. Vino cu a. Dacă dau așa nu se strică, nu. Hai că vine. Și acum ce trebuie să fac? Să fug? Bă, stai, nu, nu, mă atrage, mă atrage în el, nu-i bine. Bă, bă, fugi, fugi, nu, nu, nu. Ok, și acum? Bă, văd că noi n-avem nimic niciodată când se întâmplă ceva aici, nu? Da, sper că avem viziuni mai ceva ca în Far Cry 3. Checkpoint saved, obiectiv complet. Spunem că aici se încheie odată. Da, ne-a mai adăugat o abilitate, văd. Da. Bă, și acum? Stai că nu înțeleg. Două. Hai să termin o dată, da. Bă, da, și eu, idiot, de ce nu folosesc sniperul? Domnul, ce fac chestiile alea, este. Muniție, văd. Și acum? A, trebuie să trag în alea, ok. Și gata, se încheie aici. Gata, bă, în sfârșit, am terminat și misiunea asta, deja filmez de iarăși și am făcut episod de jumătate de oră. În continuă, bla, 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 continuă, bun. Deci, cam atât cu acest episod, eu sper că v-a plăcut, vechea poveste, dați câte un cap în gură butoanelor de sub videoclip și până data viitoare, ciao les!